băteam un ou și pentru un șnițel într-o cameră neaerisită cu ușa închisă și încep să se păteze brusc și să-i cadă. Îmi doresc să nu fi fost un copil cu alergii și să fi mâncat tot ce mâncau ceilalți, mai ales torturile de la petreceri. Antonia este alergică la ouă, lapte, pește și la blana de cățel. La un an a început cu o dermatită atopică, apoi a venit un val de alergii, cu mari provocări la grădiniță, la școală și chiar la spital. Grijă permanent, minut de minut, cu ce se hrănește, ce atinge. Am stat 2 săptămâni internată într-un spital, în afară de o pâine care și pâinea conținea anumiți alergeni, care trebuia să evităm. Pâine și gem, altfel nimic, nici se indica să aducem mâncare de acasă. Un copil din 4 suferă de alergii. Foarte mulți sunt alergici la alimente de bază, la nucifere, arahide, susan, pește, fructe de mare, iar mai nou și la unele semințe și fructe exotice. Uneori chiar numai de la miros le apar pete pe piele. Respiră greu și șuierător, răgușesc, tușesc, au manifestări severe gastrointestinale, li se umflă limba și li se prăbușește tensiunea. Cei cu alergii severe sunt în pericol de moarte dacă nu primesc rapid adrenalină, iar problemele apar la orice vârstă. Am întâlnit anafilaxii la vârstă de câteva luni, s-au schimbat cu totul obiceiurile noastre alimentare, a avut un impact și asupra schimbării microbiotelor intestinale, a apărut valul alergiilor alimentare. De 2 ani, o lege obligă școlile, taberele și spitalele să le asigure celor cu alergii hrana adaptată, dar normele de aplicare încă lipsesc. E nevoie de meniuri personalizate și de reguli stricte pentru a evita contactul alergenic. Noi avem un grup de lucru, lucrează la elaborarea unor tabele cât mai extinse cu alimente care pot să conțină un alergen sau să aibă așa un alergen ascuns. La creșă, la grădiniță, e foarte important ca să existe circuite separate pentru ei, pentru că riscul de cross-contaminare este foarte mare. Între timp, la evenimentul caritabil Să respirăm prin culoare, alergologi și voluntari strâng fonduri pentru a le oferi copiilor internați hrană bună și sigură. Aducem culoare, gust și calitate prin cursuri tehnice, prin meniuri personalizate. Un ceas unicat semnat de Augustin Matei, la care au lucrat și copii cu alergii, un nai donat de Gheorghe Zanfir și alte opere ale unor artiști renumiți vor fi licitate pe 18 mai pentru cauza copiilor cu alergii.